Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ora expertizei. Chișinăul este o capitală, evident, cu ambiții europene. Același deziderat l-au atât locuitorii, turiștii, cât și oaspeții care ne vizitează. Ne dorim un oraș model, cu drumuri bune, spații verzi, bine amenajate și întreținute corespunzător, transport public de calitate și servicii accesibile. Din păcate, drumurile sunt într-o stare dezastruoasă. Problema microbuzelor rămâne a fi o bilă neagră pentru imaginea capitalei, iar aspectul general al orașului lasă încă mult de dorit. La ce să ne așteptăm în 2014 și când vom avea totuși o capitală europeană veritabilă? Aflăm de la primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, prezent astăzi în studio. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Domnule primar, sunteți deja la al doilea mandat. Ne aducem aminte de anul 2007, de iunie 2007, dar și de luna iunie 2011. Cum vedeți Chișinăul astăzi față de cel pe care îl vedeați atunci când ați venit la cârma primăriei în 2007 și ulterior în 2011? Sunt sigur că în urma eforturilor depuse de mine împreună cu colegii mei, s-au făcut o serie de schimbări care au așezat Chișinăul pe drumul european, așa cum ați spus și dumneavoastră în introducere. Doar că acest drum este și greu și lung. Și mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Am primit un oraș care era în faliment. Serviciile toate, practic, ieșeau din funcție. Să ne amintim că se întâmpla să fie deconectată apa, erau tot timpul probleme cu aprovizionarea cu agentul termic, era mirosul de la stația de epurare, transportul era sub orice critică și așa mai departe. Drumurile, și acum avem probleme, dar atunci erau și mai proaste. De la acel punct, din 2007 și până în prezent, s-au făcut o serie de pași înainte, dovadă că avem proiecte noi, șantiere noi. Acum foarte multe șantiere sunt deschise în tot municipiul, asta înseamnă și deranj, dar asta arată că se muncește și se dezvoltă, se face ceva pentru următorii 50 de ani, poate mai mult. Totuși există o mare parte din populație care critică felul în care își desfășoară activitatea primăria. Ori se așteptau foarte mulți oameni că atunci când ați venit în 2007, până la sfârșitul mandatului, să locuitorii să vadă ceva palpabil. Același lucru v-au dat credit de încredere și în 2011. Eu cred că oamenii... Astăzi ce le puteți spune? Este firesc să critique. În democrație întotdeauna părerile sunt expuse pro și contra și mai mult prevalează nemulțumirea pentru că totdeauna se dorește mai mult. Și acest lucru nu trebuie să deranjeze, doar că trebuie să înțelegem corect ce se poate face într-o anumită perioadă de timp și cu anumite resurse, într-un anumit context legislativ. Ori pe o serie de domenii, e adevărat că s-ar putea face mai mult dacă am avea și modificări de legislație, ar fi descentralizate o serie de atribuții și s-ar putea interveni mult mai prompt. De exemplu, comerțul stradal, care ne creează probleme permanent și iarnă și vară, construcțiile neautorizate, parcările neregulamentare, fondul locativ. Aici este nevoie de modificări de lege pentru ca să fie transmise competențele la nivel mai jos, local, cât mai aproape de cetățean și în același timp să fie date competențe de pedepsire a celor care încalcă legea. Ori lucrul ăsta astăzi nu există. Ca să facem un bilanț al lucrurilor care au rămas încă în calitate de restanțe încă de anul trecut, pentru anul 2014. Oricum, trebuie să înțelegem că până în 2015, când expiră mandatul, din câte calculăm, foarte bine, a mai rămas foarte puțin timp. Care sunt astăzi restanțele care vă urmăresc, eventual, până la sfârșitul mandatului? Nu putem pune problema de restanțe care să mă urmărească sau să ne urmărească. Eu cred că pe lângă faptul că oamenii critică, oamenii sunt și înțelegători, pentru că își dau seama unde ne aflăm, care este contextul, care sunt veniturile, ce se poate face cu acești bani. Chiar dacă am fi avut totul la dispoziție, oricum ar fi durat cel puțin 10 ani să modernizez integral totul. Mă uitam la orașele din fostul lagăr socialist, de exemplu Berlinul de Est sau orașele mai din coace, din Polonia, Cehia, din Ungaria, chiar și din România, au trecut 20 de ani de la 1989, 25 deja, și abia în Germania de Est, dacă lucrurile s-au transformat așa cum ne-am dorit și noi. În rest, încă sunt toți în întârziere. Noi am început lucrul ăsta mult mai târziu. Deci, dacă în 2007 vorbeam despre un dezechilibru
financiar la primărie, cu cheltuieli neacoperite, cu proiecte stopate la nivelul BERD-ului, BI, Comisia Europeană, abia au fost așezate lucrurile la locul lor și am pornit pe o cale a dezvoltării. Deci, am pus apă și canalizare la circa 100.000 de locuitori. S-a rezolvat problema de la Valea Morilor, care reprezenta o mare ruină. Problema de la Valea Morilor oricum rămâne, încă nu a fost, din câte bine, înțelegem, dar în mare parte, finalizate toate problema proiectele. Cu, da, problema cu lacul este rezolvată. A rămas problema cu aleile din parc, modernizarea întregului parc și așa mai departe. Dar aici treptat se vor face. Depinde și de resurse. Nu este, aici a fost o problemă strict de resurse. De asta a durat atât de mult. Trolebuzele noi care au venit, noi care au venit și celelalte pe care le asamblăm. La capitolul lucruri care oamenii așteaptă să fie rezolvate și nu se rezolvă până deocamdată, eu aș spune, chiar dacă asta poate este mai puțin vizibil, dar apeductul și canalizarea, finalizarea, construirea acestor rețele reprezintă totuși prima prioritate, pentru că asta înseamnă o viață civilizată cât de cât, nu cu gropi în curte, cum din păcate este încă în suburbii și în anumite cartiere din oraș. Apoi, evident, problema transportului în comun să fie toate unitățile de transport noi, și autobuzele, și trolebuzele, și microbuzele să circule doar pe rutele secundare și să asigure legătura cu suburbiile. Problema drumurilor, apoi problema fondului locativ, care deranjează foarte mult, problema amenajării în ansamblu și plus o serie de lucruri care spuneam de modificarea legislației în vederea asigurării unei mai mari ordini, pornind de la securitatea cetățeanului, comerțul și toate celelalte. Dacă e să vorbim despre prioritățile pentru anul 2014, da, din toate aceste, eu să înțeleg că vorbim în termeni foarte clari, uh-huh, sunt restanțe. Care vor fi rezolvate probleme? Care sunt prioritățile care vor fi începute și finalizate? Pentru că noi am tot vorbit, este un proces și despre aleia oamenilor buni care urma, eventual, oricum, este un proces continuu aici. Vreau să vă spun că nu mai facem proiecte de la primăvară până la toamnă sau care să arate ceva neapărat în anul acesta. Este o listă de proiecte destul de complexă, care fiecare are un termen de finalizare, se întâmplă să fie devieri în funcție de anumite circumstanțe care apar la fața locului. Aleea cu Rosoi este o prioritate pentru 2014 spre finalizare. Strada pietonală se lucrează și în prezent asupra ei. Continuarea asamblării trolebuzelor, de asemenea, este prioritar pentru noi anul acesta. Continuarea proiectului BERD, de fapt, în ochii oamenilor va fi începerea proiectului BERD, BERD-BI, Comisia Europeană, pe cele 6 drumuri din centrul Chișinăului. Pentru noi este continuare, pentru că, de fapt, lucrurile au început mai devreme. Și mai sunt și altele, da. Să vorbim despre... În suburbii, câte 4-5 milioane investiții, practic, în fiecare, la diferite capitole. De fiecare dată când Chișinăul iese din iarnă, da, se întâmplă un lucru nedorit de toți locuitorii Chișinăului și vizitatorii acestuia. Ne-am pomenit în situația când am avut anii trecuți, da, probleme cu dezăpezirea. Anul ăsta am avut probleme mai puține, dar totuși a rămas o problemă mai veche. Materialul folosit pentru drumuri, pentru dezăpezire, inclusiv unitățile, da, care sunt felul în care sunt utilate și așa mai departe. Da. Ce puteți să ne spuneți la acest capitol? Pentru că avem situația când Chișinăul arată foarte murdar atunci când iese din iarnă. Bine, este o situație caracteristică tuturor orașelor din Est, care au folosit de-a lungul timpului ca material antiderapant nisip cu sare, mai mult nisip decât sare. Odată și doi, au avut și au multe teritorii neamenajate până la urmă și atunci când se dezgheață, evident, noroiul curge de pe acele terenuri, pe trotuare și pe carosabil. Deci e și consecința despre care vorbim. Plus neamenajare care este în afara localităților. Tot acest noroi, evident, se adună în perioada de toamnă-iarnă și odată cu zăpada devine deranjant. Noi am reușit să îmbunătățim serviciul de dezăpezire. Eu cred că toată lumea lucrul ăsta deja l-a constatat și s-a observat pe parcursul ultimilor ierni în mod special. Acum vom încerca să-l și modernizăm. Doar că aici este vorba despre cu totul alte costuri. Este nevoie de un alt parc de auto speciale, cu un alt tip de material antiderapant și asta ar putea diminua din noroiul care se face timpul iernii, primăvară. În cât timp vom avea un material diferit? Vom încerca și iarna viitoare, să vedem dacă ne reușește, pentru că să înnoim în totalitate parcul de autospeciale n-avem cum, nu sunt atâtea surse la buget. Câte sunt și câte urmează să fie procurate? Tot ce aici avem noi nu este adaptat la modalitatea nouă europeană de dezăpezire. Este un
un parc auto prevăzut pentru amestec de nisip cu sare. Totuși, noi vom încerca să-l utilizăm și potrivit formulei europene. Vedem dacă ne reușește. Noi încercăm cu mijloacele care le avem să aplicăm o formulă europeană. Dacă folosim acest material nou antiderapant, da, eventual anul viitor, vom fi siguri că nu vor apăra gropi în asfalt? Poate va fi mai puțin. Nu are nimic. Gropile din asfalt, de exemplu, pe străzile care au fost reparate acum 2 ani, Mihai Viteazu, Petricani, Vadul lui Vodă, Muncești, Burebista, cele 11 străzi plus podul de la Mihai Viteazu. Toate acestea s-au arătat a fi în condiții bune și până în prezent, indiferent ce fel de material antiderapant se folosește. De fapt, problema nu este în materialul antiderapant, problema este în vechimea infrastructurii drumurilor, odată în calitatea lucrărilor și în procesul de îngheț-dezgheț. Dacă îngheață apa și se dezgheață pe carosabil de mai multe ori, iar carosabilul este vechi, probabilitatea formării gropilor este mare. Bună oară, strada Alba Iulia. E un drum relativ nou. Cu Alba Iulia, cred că subiectul este epuizat. Exact, dar oricum rămâne și în continuare oricum o problemă, pentru că săptămâna trecută, atunci când încă mai exista zăpadă și nu a fost topit, se plomba. Păi problema Alba Iulia este sarcina, însăși drumul, pentru că s-a făcut, știm cu toții care a fost situația, da, și ce măsuri au fost luate în final. Problema constă în altceva. Folosirea materialului pentru astuparea acestor gropi, a asfaltului rece, există poate și alte soluții. No, asfaltul rece este... Pentru că sunt soluții temporare, dar el se spală la fiecare... Nu, asfaltul rece nu se spală la fiecare ploaie. Asfaltul rece se folosește în asemenea condiții și este o modalitate de acum răspândită în toată Europa în ceea ce privește folosirea acestui material pentru plombări, pentru anume lucrările cu caracter temporar. Lucrările cu caracter de durată se desfășoară în perioada caldă, cu frezarea stratului uzat și respectiv aplicarea unui nou strat, fie și parțial, așa cum am făcut pe o serie de străzi anul trecut, de fapt în fiecare an, doar că este nevoie și de mai multe surse aici. Bugetul nostru la drumuri acum va fi de circa 100 de milioane de lei, dar la reparații curente, plus încă vreo 70-80 la reparații capitale. Dar minimul ar fi de 1 miliard pentru a vorbi de suma necesară în vederea unor lucrări anuale, în așa fel încât în 10 ani să înlocuim toată suprafața de carosabil. Și vorbim aici doar despre banii necesari pentru întreținerea drumurilor. Nu, aici este inclus și întreținerea. Deci 1 miliard ar fi necesar pentru reparație curentă, reparații capitale și întreținere de vară, întreținere de iarnă, anual, pentru ca în 10 ani să avem toate drumurile noi. La ce să ne așteptăm acum, în această primăvară? Înțelegem că Ștefan cel Mare va fi un șantier mare de... Doar Ștefan cel Mare, sunt mai multe străzi șantier. Acum este în desfășurare, propriu-zis, procedura de licitație, de achiziție. În urma verificării, evaluării și cu consultarea, o firmă de consultanță angajată în acest scop, una europeană, plus procedura care trebuie să treacă la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, la BERD, vom avea un contractant și apoi vom anunța deja calendarul lucrărilor. Până nu sunt finalizate procedurile, nu ne putem pronunța. Este un proiect de durată sau am putea să ne... 2 ani. Anul ăsta și anul viitor, în mod normal, trebuie să dureze reconstrucția Ștefan cel Mare, Negruții și Alexandrie. Până acum s-a lucrat la reabilitarea rețelelor subterane. De asta am și spus că a început, de fapt, proiectul. Și deranjul este deja de un an sau doi pe străzile acestea. Se tot vorbea despre reconstrucția străzilor sau reparațiilor capitale, inclusiv cu un sistem care să evacueze apele pluviale. Pe Alba Iulia noi nu am văzut, sau cel puțin... Pe Alba Iulia există un sistem de evacuare a apelor pluviale, așa cum a fost el inițial. De acum, în ceea ce privește capacitatea acestuia, este altă discuție, doar s-a făcut o reparație curentă, nu s-a făcut o reparație capitală. Adică, acum pe Alecul Rosu este o reparație capitală care presupune creșterea capacității apelor pluviale, canalizării pluviale. De asemenea, același lucru s-ar putea să fie făcut pe Negruții. S-a făcut o creștere a capacității de acumulare a apelor pluviale la gară, unde aveam inundații. Cu inundațiile a fost rezolvată în câteva puncte și au mai rămas și alte lucruri. E un proces continuu aici. Poftim? Cu acei bani pe care 22 de milioane de euro pe care îi luam de la Berd și BEI, da, vom construi inclusiv și un sistem de canalizare suficient ca să... Pentru canalizare pluvială, mă refer la asta. Sistemul de canalizare pluvială este cuprins în acest proiect de reconstrucție a drumurilor, doar că
chiar pentru aceste 6 străzi, problema nu are cum să fie rezolvată prin aceste 6 străzi pentru tot orașul. Noi avem problema cu canalizarea pluvială reieșind din ceea ce s-a construit după anii 50 și faptul că orașul a crescut de câteva ori de atunci. Din anii 50 și până în prezent, orașul a crescut aproape de 10 ori. Ori canalizarea pluvială a rămas practic aceeași. Este nevoie de investiții mult, mult mai mari, de, cred că, sute de milioane de lei, până ai putea avea un sistem de captare a apelor pluviale care să acopere întreg orașul. De aceea, la ploile obișnuite, lucrurile nu sunt deranjante, la ploile torențiale riscăm să avem probleme, dar la ploile torențiale, mare parte din orașe au probleme și nu trebuie acum dezechilibrate lucrurile, ca și cum Chișinău va face o excepție. Mai trebuie rezolvate adresele punctuale. De exemplu, am avut la Cetatea Albă, problemă s-a rezolvat. Am avut problemă la Vasile Lupu, s-a rezolvat. Am spus despre problema de la gară, de asemenea, rezolvat. Problema de la... Eu aș spune că la Vasile Lupu nu s-a rezolvat în totalitate. La Vasile Lupu nu s-a rezolvat în totalitate. Față de ce a fost unde se ridica un metru, acum avem o gură de captare mult mai puternică care evacuează apa în jos spre Dendraiu. Avem problema cea mai mare acum pe Albișoara și respectiv pe calea Ieșilor, unde vom încerca anul acesta să rezolvăm. Dar dincolo de toate aceste probleme gospodărești, cred că cel mai tare pe oamenii deranjează să aibă unde munci, să aibă un salariu decent, să se poată întreține, să-și poată îmbunătăți condițiile de viață. Și aici lucrurile sunt ceva mai complicate și aici cred că sunt cele mai mari așteptări. Cu problemele gospodărești, de bine de rău, orașul merge înainte și oricine ar contesta lucrul ăsta, orice ar spune, n-are cum să demonstreze. Pentru că lucrurile sunt deja la vedere și eu cred că oamenii au și înțelegerea necesară. Adică sunt înțelegători, pentru că se vede că încercăm să facem ceva, poate nu reușim totul, dar... anumite lucruri se rezolvă și altele sunt pe cale să se rezolve. Mai există o problemă pe care primăria încearcă să o rezolve cam din 95-96. 93 sau 94 au apărut microbuzele în Chișinău. A fost o soluție temporară. Despre această soluție temporară s-a vorbit și în 2000, și în 2005, și în 2007, și în 2011. Ce înseamnă temporar? Păi la noi totul ce este temporar devine permanent. Și comerțul stradal și gheretele au fost anunțate ca fiind temporare și anexele la case trebuiau să fie balcoane și comerțul de stradă tot așa s-a anunțat ca fiind temporar. Respectiv microbuzele temporar, dar sub acest temporar până la urmă a devenit a fi un permanent din cauza tranziției, lipsei unei ordini și legislații corespunzătoare, lipsei aplicării legislației, reformelor necesare. Și atunci ne-am pomenit într-o tranziție prelungită de circa 20 de ani, din care încă n-am ieșit, și microbuzele fac parte din aceasta. De fapt, toate orașele din Estul Europei au trecut prin acest proces și odată ce ne vom apropia de regulile și standardele europene, dar aici mai degrabă vom fi impuși să le implementăm, mă refer de la nivel de Bruxelles, capitalele europene sau țările europene spre autoritățile Republicii Moldova cu descentralizare și celelalte lucruri necesare, treptat o să avem rezolvarea și acestei probleme. Noi ce facem pe partea noastră este să creăm alternativă și anume troleibuzele, sperăm să putem avea o rezolvare și cu autobuzele și prin aceasta oamenii să aibă posibilitatea să aleagă. Câte troleibuze sunt astăzi în Chișinău și de câte am avea? Fiecare al doilea troleibuz din Chișinău este nou astăzi. Fiecare al doilea troleibuz emis la linie. Din cele 250-260 emise la linie în fiecare zi, 130 și 2 sunt noi, 102 procurate și respectiv 30 asamblate. Ceea ce reprezintă autobuze? Un proiect unic pentru Republica Moldova. Nimeni nu mai face așa ceva. Și autobuze, mai ales că avem în această perioadă și autobuze de linie care sunt în autobuze de linie avem 20 mai, într-o stare mai bună, relativ noi, anii 2005-2006. Celelalte, în mod normal, ar trebui deja casate. Și vedem dacă putem obține o finanțare în acest scop pentru renovarea parcului de autobuze. Sau se va putea face o concesiune. Va fi pe ordine de zi la fiecare consiliu acest aspect, această problemă, până îi găsim o rezolvare, eu sper, anul acesta. Încercăm să aflăm și când vom scăpa de microbuze. Știu că nu va fi pe placul treptat, foarte multor agenții economici. De fapt, numărul microbuzelor în ultimii ani este în scădere. Sunt administratori care au renunțat la anumite rute, tocmai din motivul că nu mai performează.
Și va fi un proces continuu de micșorare acestora, de transferare în sectoare, doar că va fi un proces treptat pe măsură ce vom reuși să înnoim parcul de autobuze, parcul de troleibuze, care am vorbit deja despre. Și în felul acesta, echilibrarea lucrurilor în favoarea transportului de mare capacitate. Putem vorbi despre o dată sau o perioadă, în 5 ani? Avem sau strategia în de ani. Transport care trebuie să fie aprobată de Consiliu și în baza acestei strategii de transport se va merge mai departe. Va dura, cred că cel puțin 3-5 ani. Există și o problemă cu iluminatul stradal. Se încearcă să se pună iluminat și pe porțiunea dintre porțile orașului și aeroport. Ce avem la acolo, unde e fața orașului, nu? E fațada orașului. Aici chiar este un proiect aprobat deja prin Consiliul la buget, prin bugetul de anul acesta, și anume construirea unei linii de iluminat, aeroport, porțile orașului, investiție nouă, construcție capitală, care să lege cele două puncte ale orașului și în felul acesta să putem asigura un grad mai înalt de securitate celor care circulă în direcția respectivă. Pe lângă aceasta sunt proiectele curente de creștere a gradului de iluminare în oraș și în suburbii. În anul acesta chiar s-a aprobat un program de iluminare a suburbiilor, de creșterea gradului de iluminare și montarea unor noi piloni și corpuri de iluminat pe principalele străzi, dacă nu greșesc, sau în funcție de cum dau adresele colegii primari din suburbii, cred că câte 700.000 în fiecare localitate. În total, investițiile pe suburbii cred că se ridică la circa 100 de milioane de lei și în ultimii 6-7 ani depășesc 1 miliard. Nu există sate în Republica Moldova care să beneficieze de asemenea sprijin precum suburbiile din Chișinău, dar asta nu înseamnă că nu dăm și în sectoare, și în sectoare se alocă surse. De fapt, la capitolul investiții, lucrurile au crescut exponențial de câteva ori în ultimii 6-7 ani. Totuși, o capitală europeană se mândrește cu faptul că atunci când vorbim despre iluminatul stradal, avem iluminare pe ambele părți ale străzii. La noi s-a ajuns la această situație pentru a face economii, când vom avea o iluminare stradală corespunzătoare. Noi excludem și varianta concesiunii iluminatului, dar vom putea vorbi despre aceasta dacă vom ajunge să avem un proiect real, fezabil, din contul economisirii la curentul electric să fie crescut numărul de piloni, numărul de corpuri de iluminat pentru a avea pe străzile late, principalele străzi din Chișinău, să avem două rânduri de corpuri de iluminat. De fapt, pe arterele Chișinăului și astăzi avem două rânduri de corpuri de iluminat. De exemplu, nu știu, Dacia, Calea Ieșilor, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, de fapt tot ceea ce înseamnă artere de conectare a orașului dintr-un capăt în altul, acestea sunt toate iluminate cu două rânduri. Ca să mă întorc la proiectul ce ține de legătura dintre părțile orașului și aeroport, au fost mai multe discuții privind extinderea liniei de troleibuz, cel puțin, de la numărul 22 de la, până la aeroport. Se mai discută despre acest lucru? Pentru că ne aducem aminte că tot dumneavoastră spuneați că de un proiect ambițios despre o linie de tramvai, dar cel puțin un troleibuz sau o linie de troleibuz. Despre linia de tramvai, sau mai bine spus metrou ușor despre care vorbeam, el rămâne în așteptare. Dacă se va găsi un doritor să investească, îi putem oferi această posibilitate. S-ar putea face prin conectarea liniei de cale ferată care trece pe lângă aeroport și ar fi nevoie de construcția fie a unui pod, respectiv peste șosea, ca să ajungă chiar în fața aeroportului, fie a unei linii de circa câțiva kilometri care să ajungă la actuala linie de cale ferată pe sub podul de la Sângera și prin aceasta să conecteze vestul, centrul și estul capitalei, de fapt inclusiv și suburbiile și regiunile din apropiere, în partea de vest spre Anienii Noi și respectiv în partea de est spre Strășeni. Și atunci ar fi o conexiune cu aeroportul în condițiile în care crește traficul la aeroport continuu pentru a avea siguranță în ceea ce privește ajungerea la timp și așa mai departe. Este o practică în majoritatea orașelor mari europene, însă rămâne un proiect de viitor în măsura în care vom avea un investitor, pentru că din surse bugetare deocamdată nu cred că putem vorbi despre asemenea investiții și rămâne ca soluție de rezervă pentru asigurarea conexiunii cu aeroportul. Vis-a-vis de liniile de troleibus, sunt mai multe priorități aici. S-a discutat foarte mult despre linie spre Stăuceni, spre Stăuceni-Cricova. De asemenea, prelungire pe Muncești până la capăt, până la podul de la Grădina Botanicii.
În partea de sus, la aeroport sau cel puțin până la centru, până la metru, respectiv prima intersecție. Asemenea proiecte până la Vatra, un alt proiect de asemenea discutat cu liniile de troleibus. Deocamdată considerăm că trebuie să asigurăm unități de transport noi, care să asigure gradul de securitate cetățenilor, călătorilor, și apoi vedem cu extinderele. Altfel riscăm să facem extindere, dar să nu avem ce pune pe liniile noi care urmează a fi extinse. Plus, rămâne problema cu microbuzele. Când se rezolvă treptat cu microbuzele și creștem numărul de unități noi de troleibuze și autobuze, putem vorbi despre extindere. Adică cel puțin următoare 5-10 ani nu ne putem noi nu fixăm, nu vreau să fim mai catolici decât Papa și respectiv să fixăm acum obiective triumfaliste din acestea foarte ambițioase. Reieșim din calendarul și posibilitățile pe care le avem. Nu vrem să creăm speranțe și așteptări goale oamenilor. Cu toții ne dăm seama că este complicat. Veniturile oamenilor nu au crescut atât de mult încât să spui că ei pot plăti mai multe taxe și impozite și respectiv sunt mai multe, nu să plătească mai mult taxe și impozite, dar din ce plătesc să se acumuleze mai mult. Deci este important să nu facem mai rău și să încercăm cât de puțin, dar să ne mișcăm înainte. Și cred că toată lumea conștientizează că acesta este procesul firesc de modernizare a Chișinăului și a Moldovei în ansamblu. Odată cu apropierea de Uniunea Europeană, vom avea, sper, fonduri europene gratuite și acestea ne permite să facem mai multă modernizare. Așa au făcut toate orașele din Est. Niciun oraș din Est, din Republicile din Estul Europei, nu s-a descurcat de unul singur, fără fonduri europene. Toate au avut și au acces la fonduri de sute de milioane sau chiar de miliarde de euro. Noi n-am avut acces, practic, la nimic din așa ceva, doar împrumuturile care le-am primit, însă aici avem un mare beneficiu și sper să fie cunoscut, și anume la aceste împrumuturi care le-am luat, fie pentru troleibuze, fie pentru drumuri, fie pentru alte proiecte, ape și canalizare. Aici a venit o componentă de grant de circa 30% care ne-a acoperit dobânda și noi practic banii pe care i-am luat ca împrumut îi dăm înapoi fără dobândă. Nu plătim nimic în plus și asta, sau de fapt ceea ce plătim în plus este acoperit de grant. Și asta ne arată că avem prieteni în vest, în Europa, care ne ajută să rezolvăm problemele cu infrastructura din Chișinău fără să ne perceapă pentru asta comision. Înțelegem că capitala noastră se descurcă doar în baza creditelor sau granturilor. Nu. Sunt sursele proprii. Din sursele proprii noi avem investiții de circa câteva sute de milioane de lei. Am reușit să micșorăm cheltuielile, am reușit să facem o serie de reforme și asta ne-a permis să facem modernizări, să investim în modernizare. Iar pe lângă aceasta mai accesăm și finanțări externe. Doar că aceste finanțări externe vin în condițiile care am spus. Și aici cine ne acuză că noi luăm bani cu împrumut și o să-i dea înapoi generațiile viitoare, trebuie să se abțină pentru că induc oamenii în eroare. Noi, ceea ce va fi dat înapoi este prevăzut în primul rând în buget. Rata de îndatorare este 3%. Nu are niciun oraș din Europa de Est o rată de îndatorare de 3%. E o rată de îndatorare foarte mică. Dar în același timp avem componenta de grant care ne scutește de dobândă. Ceea ce înseamnă că pur și simplu cineva ne-a dat niște bani și noi întoarcem în rate înapoi. Un lucru foarte bun. Totodată există, dacă e să revenim la problema drumurilor, având în vedere că tot mai mare este fluxul de mașini, da, care tranzitează Chișinăul, am avea nevoie și de niște drumuri ocolitoare bine sau, da, bune sau existente, cel puțin astăzi nu prea sunt. Există discuții, proiecte, începuturi de proiect? La ce să ne așteptăm? Pentru dacă că fi... ne vom pomeni peste 2-3 ani când și așa nu vom putea circula. Da. Vom avea foarte mare ambuteiaje prin Chișinău. Păi sunt și acum și din ce în ce mai mult. Ambuteiaje în acest... adevăratul seasa cuvântului, dacă să nu stăm câte 2-3 ore în drum. Bun, orice ambuteiaj, indiferent că e 10 minute, jumătate de oră sau o oră, este deranjant. În mod normal trebuie să este o constanță a fluxului, a traficului auto, mișcării pe oraș, în general un oraș mare este bun atunci când în el repede se intră și ușor se trece, respectiv repede se iese. Asta este formula orașelor de succes. Pentru a avea așa ceva, sunt proiecte de infrastructură mari care trebuie finalizate, începute anterior și nu începute în perioada sovietică și nefinalizate, și este nevoie de proiecte noi. Pentru asta e nevoie de acel buget care să fie de 3-5 ori mai mare a Chișinăului pentru a putea vorbi de o dezvoltare corectă, de dezvoltare conform așteptărilor oamenilor. Și de aceea vreau să ne dăm seama real despre ce este vorba. Acum ne mișcăm înainte, dar poate nu cu viteza și nu cu complexitatea care și-o doresc oamenii. Există proiecte. Spun imediat, dau câteva exemple imediat. Vreau să știu care este evoluția lor sau la ce stadiu. Ca să ne înțelegem mai bine și să ne înțeleagă, eu sper, și oamenii mai bine.
Acum ne mișcăm înainte, dar poate nu așa cum și-ar dori fiecare. Dacă ar fi să ne mișcăm cu toată viteza și toată complexitatea care o vrem și se așteaptă locuitorii, ar trebui să avem surse de 2-3 ori mai mari și respectiv, practic, desfășurarea șantierilor în toate sectoarele Chișinăului și următorii 10 ani să avem, de fapt, o viață mai complicată. De exemplu, avem de finalizat strada Albișoara cu deschidere spre Caleieșilor pe strada Mesagerului. Vom pune în proiectare anul acesta. Avem de finalizat strada Dumeniuc, respectiv Sadoveanu Studenților în zona Ciocanei pentru a avea încă o trecere spre centru. Trebuie de asemenea asigurat o conectare a sectorului Telecentru cu Buiucani, pentru ca locuitorii de la Telecentru sau cine are nevoie să nu meargă pe străzile Mateievici, București, Ștefan cel Mare pentru a ajunge la Buiucani. Trebuie finalizată șoseaua de centură, care merge doar din partea de nord-est, și anume din zona Vadului Vodă, Cricova, Grătiești, partea aceasta Vatra, Durlești, sus ajunge până la Dăncenii, Ialoveni. Însă nu merge mai departe de la Ialoveni spre zona Băcioi, respectiv Sângera, pentru a ieși spre vest. Plus închiderea cercului spre partea Bubuieci. Deci aici este un proiect de mare anvergură care trebuie neapărat pus pe picioare și mișcat înainte. Aici este o competență mai curând a Ministerului Transporturilor, pentru că șoseaua de centură este în competența lor, însă împreună trebuie să găsim o rezolvare, ce drept că, din câte am înțeles, ar costa foarte mult, ce se vehicula și cifra de 1 miliard de lei, consider că poate ar fi mai puțin, însă este de asemenea un proiect care trebuie mișcat. Și asta sunt doar câteva exemple de infrastructură care trebuie făcute, plus intersecțiile în două nivele. Majoritatea intersecțiilor din Chișinău ar trebui trecute la intersecții în două nivele pentru a putea asigura o mai mare fluidizare a traficului. Și atunci am putea avea o circulație constantă. Pe partea teoretică, evident, înțelegem că nu, e teoretic, pentru asigurarea fluxului rutier în capitală, dar are posibilitatea Chișinăul să construiască inclusiv pasaje subterane pentru transport? Păi toate acestea intră aici. Toate acestea intră în complexitate, în tot ceea ce înseamnă modificarea rețelei de transport, rețelei de drumuri și parte dintre lucruri, ele sunt la noi nu doar teoretic și pe hârtie, dar sunt și în aplicare. Ceea ce ține de Mesager este în proiectare, ceea ce ține de Dumeniuc și Studenților, anul acesta cred că vom reuși să facem Dumeniuc. Și tot așa vom continua în fiecare an. Doar că trebuie crescute exponențial sursele. De exemplu, strada Vadului Vodă, care a fost lărgită și renovată, inițial era planificat doar să fie reasfaltată. Lărgirea străzii a fost o soluție găsită în acel an, la insistența mea personală, la insistența viceprimarului de Lamură, și am reușit din mers să schimbăm de două ori spre bine situația în acea zonă, fără să ne fie așteptat că vom face lucrul acesta. Era neprevăzut. O altă întrebare ține de ceea ce se întâmplă astăzi la regia Transport Electric. Domnul Gheorghe Morgoci este împinuit, într-un fel este acuzat, bănuit că a prejudiciat municipiul Chișinău cu peste 2 milioane. Uh-huh. E vorba și despre darea în arendă, în condiții necorespunzătoare și prejudicierea bugetului capitalei, dar și premii pe care le-a dat necorespunzătoare în valoare de peste 1.398.000 de lei. Ce veți face dumneavoastră? Pentru că există deja și o ordonanță de începere a urmăriei penale în acest sens. Eu am primit un material încă acum câteva luni, am discutat și la ședința primăriei despre această problemă de la inspecția financiară. Dacă este vorba de acele lucruri care erau descrise acolo și continuarea lor acum prin intermediul ordonanței de urmărire, la toate aceste acuzații va trebui să dea explicații atât el cât și cei care lucrează la regie și respectiv au avut vreo participare. În cazul în care se vor adeveri, va trebui să răspundă și aici eu întotdeauna am avertizat toți colegii să aibă grijă ce fac, cum lucrează, ce semnează, respectiv în care proiecte se implică pentru a fi respectată legea. Important este, pe de altă parte, ca investigația și toate celelalte să fie făcute și acestea obiectiv și nu selectiv. Să nu ne trezim că avem justiție selectivă, mai ales în contextul alegerilor parlamentare și viitoarelor alegeri locale. Din câte cunosc și eu, am vreo câteva, nu știu, dosare deschise, fie pe direct personal, fie pe anumite fapte presupuse incriminate. Însă noi nu avem nimic de ascuns, nici eu și nici colegii mei. Și le-am cerut, atât și domnului Morgoci chiar ieri, după ce am fost întrebat la
în urma ședinței primăriei, să explice toate lucrurile, inclusiv și public, și să verifice încă o dată ce a făcut și cum a făcut și dacă, într-adevăr, se adeveresc a fi încălcări. Pe de altă parte, păsta regia transport. Abia să constatați dacă a fost o încălcare. Bine, există unde am, unde am o presupunere că poate fi vorba despre o depășire a atribuțiilor de serviciu, este vorba despre darea închiria unor spații unde s-a făcut un parteneriat de casă de ceremonii și respectiv cantina din Parcul 3, trolebuze. În ce măsură însă a fost prejudiciat bugetul și a fost depășit de competențele, deja o să stabilească ancheta. Dar și în cazul premiilor, pentru că aici, noi tot vorbim despre, aici trebuie, e vorba despre o sumă frumușică. Aici, detalii nu cunosc, va trebui să verific. Însă tot la regie au loc și, are loc și proiectul care înseamnă ceea ce am spus, o schimbare esențială a lucrurilor în ceea ce privește transportul, pentru că trolebuzele noi și respectiv asamblarea trolebuzelor noi nu face nimeni așa ceva, nicăieri în Republica Moldova, nici în mediul public, nici în mediul privat. Nu pot să nu vă întreb dacă nu luați în calcul eventual și suspendarea din funcție în caz de necesitate. După ce vom vedea toate datele problemei și respectiv dacă vor fi toate circumstanțele în acest sens, nu ar fi pentru prima dată. Au mai fost asemenea cazuri. Le-am spus la toți colegii, nimeni nu poate fi apărat în caz de încălcare legii și depășirea atribuțiilor de serviciu. Dacă e să vorbim pe partea mai mult juridică, administrativ-juridică a lucrurilor din Chișinău, spuneați în timpul primului mandat, sau mai bine zis, nu, în 2012, că nu veți permite atât timp cât sunteți la cârma Chișinăului, că nu veți permite darea în arendă și pierderea insulilor la izvor. Da. Astăzi ele sunt pierdute definitiv. Nu. Procesele în instanța de judecată nu au fost câștigate de primărie, dar în ceea ce privește darea în arendă, așa cum atunci ne obligă instanța... Atunci era vorba au fost privatizate, s-a pierdut și la acest Eu capitol. Eu cred că nu s-a înțeles corect. Este un restaurant acolo. Restaurantul la izvor, care a fost cândva întreprindere de stat. Acel restaurant a fost privatizat. L-a privatizat guvernul, încă pe vremea comuniștilor, nu știu, grecianii sau... De fapt, aveam mai multe probleme de genul ăsta. Au fost privatizate câteva grădiniți în perioada respectivilor guvernanți. Și a fost privatizat și cimitirul din strada Decebal, dar asta e subiect separat. Deci cu acest restaurant a fost privatizat, însă în mod ilegal. Cum a fost privatizat restaurantul, e altă discuție, chestiune de investigație la nivel de guvern. Însă a fost privatizat în mod ilegal terenul de sub restaurant, 40 de ani. 41? Da. Respectiv, acel teren este parte componentă a parcului, ori legea spune foarte clar că nu pot fi privatizate terenurile din parc. Cu toate acestea, lucrul ăsta s-a întâmplat și în instanța de judecată, din motive pe care nu le pot explica. Considerați că a fost o justiție selectivă în acest caz? S-a decis că rămâne privatizat și restaurantul și parcul. Noi am cerut și terenul din parc. Noi am cerut ca terenul din parc să rămână doar în chirie, așa cum este prevăzut în lege, și să nu fie luat în proprietate privată. Apoi, în baza faptului că avem restaurant și teren privatizat în parc, deja s-a cerut darea în arendă a insulelor, ca și cum ar fi teren aferent respectivului restaurant, ca și cum numai de acolo se poate ajunge pe insule pe un pod plutitor. Ori asta este o absurditate, pentru că pe insule se poate ajunge din oricare punct de pe mal, cu pod plutitor, fără pod plutitor, asta este o altă discuție, și avem o hotărâre în ultima instanță, potrivit căreia noi suntem obligați să dăm în arendă respectivele insule din parc proprietarului restaurantului. Ce mai poate face primăria în acest sens? Pentru că vorbim nu doar despre parcul la izvor, dar mai sunt din sursele noastre sau din informațiile care au fost la un moment dat publice de 30-40 de procese pe care le are pe rol primărie. Sunt multe situații de acest gen, din păcate, și ele vor mai apărea. Nu exclud să avem surprize la fiecare câteva luni sau în fiecare an. Este un teren, de exemplu, lângă Liceul Gogol, între Palatul Republicii și Liceul Gogol, care este de asemenea cerut prin instanța de judecată sau prin alte metode în acel scoar de către un agent economic privat. Este problema din Parcul Valea Morilor, unde prin intermediul Moldexpo a fost dat inclusiv în arendă o bucată din lac. Acum arenda a expirat, dar sunt de asemenea procese în judecată cu faimoasa întreprindere Shell and Company, Shell etc. Din păcate, respect pentru statul de drept, pentru ordine, pentru lege, noi avem foarte puține în Moldova.
Și e destul de complicat într-o asemenea rețea, într-o asemenea hățiș, caracatiță, aș putea spune, de interese de tot felul, să se facă față la provocările care sunt. Dar fiecare dosar încercăm să-l gestionăm cât este posibil. De exemplu, în cazul insulelor, nu vom merge la darea în arendă a celor insule. Este de căutat o altă rezolvare. Ne vom adresa din nou instanțelor de judecată. Cum și ce anume, mi-e greu să spun, pentru că deja este un proces de ani de zile. Oricum, în instanța de judecată ați pierdut. Considerați că în ceea ce ține de rezolvarea acestui caz de la izvor, a fost o justiție selectivă? Mizați din nou pe justiție. Credeți că veți avea parte de primăria, va avea parte de un proces echitabil? Păi, toată ziua cu asta facem, luptăm cu toții, nu? Fie de la omul simplu până la demnitar de stat, cei care într-adevăr se implică pentru ca lucrurile să meargă înainte. Astăzi câte procese pe rol mai are primăria? Sunt mii de dosare. Sunt mii de dosare care se află pe rolul. Ce ține de proprietățile primăriei? Mare parte, nu știu dacă putem spune acum câte sunt exact pe proprietăți, dar sunt circa 1200, 1300 pe anul trecut numai, raportate de Direcția Asistență Juridică. Sunt mult mai multe decât în 2007 sau 2011? Nu cred că sunt mai multe, sau mă presupun că este un număr constant, n-am făcut neapărat o statistică, dar problema nu este neapărat în numărul lor, problema este ce este în acele dosare. Problema, atât și astăzi, avem o problemă cu un executor judecătoresc care scoate la licitație un teren de peste un hectar. Un executor judecătoresc prin, iarăși, noi avem o serie de scheme, să le zic, metode care nu reprezintă o aplicare corectă a legii, ci metode de ocolire a legii și de preluare a bunurilor publice, a activelor de stat, prin metode frauduloase până la urmă. Dar acele metode frauduloase, cât ar fi de paradoxal, sunt acoperite de decizii legale. Eu, iarăși, o consecință a perioadei în care trăim, a epocii de tranziție și a lipsei de predictibilitate în ceea ce privește activitatea administrativă și legislativă. Cât a pierdut primăria de când sunteți... Bine, aici trebuie să o invitați pe doamna de la juridică, ea vă poate spune mai multe. Sunt procese care le-am câștigat și am întors în patrimoniu bunuri, terenuri, au fost și procese care le-am pierdut, sunt cazuri diferite. O altă întrebare, am să vă adresez o întrebare care vine de la telespectatorii noștri, pentru că am cerut să avem și contact cu ei pe pagina jurnal.md. De acolo o întrebare de la un telespectator. Avem astăzi problema unei fabrici de ardere a deșeurilor. Da. S-a tot vorbit despre o fabrică de ardere a deșeurilor. E problema managementului deșeurilor în ansamblu. Problema gunoiului. Noi rezolvăm acum la etapa actuală, problema este rezolvată la capitolul, să spunem așa, gestionare curentă, și anume, se evacuează gunoiul, am reușit să instalăm containere pentru colectare separată, și anume plastic, hârtie, sticlă, deșeuri organice. Mai departe, trebuie rezolvată problema cu groapa ecologică, fie revenirea la Țânțăren, fie o altă groapă ecologică, pentru că ceea ce se face acum la marginea Chișinăului, la Vechea Gunoiște, nu este întru totul cum trebuie, întrucât s-a tot vorbit despre o altă locație și apoi s-a vorbit despre anumite fabrica de tehnologii inovative ca să... În principiu, cunoaștem de la până la cum asta trebuie să funcționeze. Nu trebuie nimic aici inovativ, doar că trebuie întrunite condițiile pentru aceasta. Fabrica de ardere, da, a fost partenerul din 2005, care însă nu s-a dovedit a fi serios. Noi am prevăzut acest lucru, i-am dat un grafic de executare al lucrărilor, n-a făcut nimic. Și respectiv acel contract a fost întrerupt și proiectul nu cred că se mai poate realiza. În ceea ce privește o fabrică de prelucrare a deșeurilor, lucrul acesta pe viitor este de asemenea sub mare semn de întrebare, pentru că a costat foarte mult evacuarea gunoiului. În proiectul inițial era prevăzută subvenționarea arderii din alte surse, ori nu ar fi corect să facem un asemenea lucru. În Europa de Vest, unde sunt fabrici de ardere sau de prelucrare a gunoiului, tariful de evacuare este cam de 10 ori mai mare decât la noi. Și costul depunerii unei tone de gunoi la fabrica de ardere este de circa 100 de euro. La groapa de gunoi, costul depunerii gunoiului este de la 1 euro până la 10 euro. Dar totuși problema trebuie rezolvată. Problema putem rezolva doar treptat, etapă cu etapă. Deci noi acum sperăm să putem reveni la
depozitul de bază, cel de la Țânțăreni, dar odată numai cu un vot pozitiv în acest sens în Consiliul Local Țânțăreni și semnarea unui contract cu respectiva administrație. De fapt, un contract a fost semnat, dar nu există votul de bază. O altă problemă, dacă e să rămâne la același subiect, și tot de pe continuarea selectării, gunoiului, în așa fel încât să rămână de înhumat cât mai puțin. În Europa de Vest se ajunge la înhumare 1%, practic nici nu este nevoie de groapă de gunoi, și 99% se reciclează, se selectează și așa mai departe. Putem vorbi din nou, ca să vorbim în termeni concreți, 5 ani, 10 ani, când am putea? Aici nu vă pot da la etapa actuală un termen, dar căutăm să ne mișcăm înainte. Și niște rezultate sunt. Totuși, colectarea selectivă reprezintă un lucru nou. Încă o întrebare de această dată de pe pagina de Facebook. Nu colectarea selectivă, ci selectarea gunoiului înainte de... De pe pagina de Facebook, ora expertizei, mai multe telespectatori se întreabă de ce avem foarte puține coșuri de gunoi în Chișinău. Și pe lângă coșurile de gunoi, mai avem și stațiile de troleu care sunt deteriorate, da. Deși au fost renoite, sunt de acord. Toate stațiile au fost instalate în anul 2007, toate stațiile au fost noi. Aici ar trebui să întreb și eu, de cei care suntem cu toții în același oraș, de ce au fost distruse în 7 ani? Cui au încurcat aceste stații? De ce au trebuit ele să fie distruse? Erau și sunt pentru ca oamenii să poată să se adăpostească în condiții, când sunt condiții meteo nefavorabile. Oare la fiecare 7 ani trebuie să schimbăm stațiile? Aici este o problemă legată de respectul nostru față de unii față de alții și față de ceea ce avem în jur. Tot acolo au fost și coșuri mici, așa cum erau, distruse și acelea. Am pus câteva pe centru, și aici au fost o parte distruse. Da, buget insuficient în general în ceea ce privește salubrizarea orașului. Prevăzut și anul acesta să mai luăm. De exemplu, în sectorul botanic. Recunosc că nu au prea fost instalate coșuri noi. E adevărat, nu au fost instalate coșuri în această perioadă. Am instalat, în schimb, aceste containere pentru colectare separată. Pentru instalarea coșurilor, nu este vorba doar de instalare, este vorba și de întreținere. Aici este o întreagă mașinărie care trebuie puse pe roate și este nevoie de un buget nou pentru aceasta. Ori buget pentru salubrizarea orașului, de fapt, nu a fost niciodată. Buget pentru întreținerea trotuarelor și străzilor, el nu există. Există acum doar pentru acele unități HACO care salubrizează mecanizat. În rest, străzile și trotuarele sunt întreținute din contul tarifului pentru deservirea blocului. Adică măturătorii au sarcina pe lângă curtea blocului pe care trebuie să o deservească, să iasă și la stradă și la stația de așteptare. Ori, în mod normal, este nevoie de un serviciu nou de salubrizare, anume a spațiilor comune, în afară de curțile de bloc. Pentru curțile de bloc este nevoie de formarea asociațiilor de proprietari, în așa fel încât să fie mai bine administrat fondul locativ și trecute o serie de responsabilități anume acolo, pentru ca locatarii să știe că trebuie să aibă grijă nu doar de apartament, ci de coridoare, de scări, de acoperiș, de subsol. Dovadă numai cazul acesta de la Coca, unde a căzut un balcon și nu se știe mai dacă supraviețuiește omul. Întrebări ale telespectatorilor. Cazul calei, străzii Calea Basarabiei, acolo unde sunt foarte multe camioane cu materiale de construcție. Ce se poate de făcut în acest caz? Sunt nemulțumiți oamenii care trec pe acolo. E foarte multă mizerie, sunt foarte multe cozi, blocaj și... putem să enumerăm multe alte. Nu, odată l-am propus să treacă în altă parte, cel puțin să se mute circa 500 de metri, un kilometru de la acea intersecție. Este nevoie de intervenție de acum și pe bază de pedepse administrative împreună cu poliția, altfel nu va fi posibil. Ar fi o variantă de compromis, să treacă cel puțin 500 de metri, un kilometru de la intersecție, pentru că se formează ambuteiajul anume în zona... în zona intersecției și în zona pieței respective. Cam revenit la ambuteiaj. Greu de convins oamenii. Fiecare ține la locul lui. La fel și cu comerțul din centru. Noi avem piețe la periferie care stau goale și în centru ne înghesuim unii peste alții. Dacă e să... Dar fără modificări. Avem foarte puțin timp și vrem să mai acoperim câteva întrebări. Revenind la ambuteiaj și la numărul mare de mașini din Chișinău, vorbind și despre parcări, despre lipsa parcărilor și despre proiectele numărul noi de care întârzi parcare, să apară, inclusiv parcările multietajate sau parcările subterane din Piața Mare până Răsărat. S-au construit o serie de parcări, inclusiv multietajate și subterane, în ultima perioadă în Chișinău. Verificați, doar 40% sunt acoperite, mă refer în zonele rezidențiale la blocuri, 30-40%, în rest sunt goale, oamenii nu vor să-și ia în arendă sau să cumpere, pentru că sunt scumpe, de la 10 la 15 mii de euro un loc de parcare.
în subteran sau în supraetajat. Și problema asta va mai fi o serie de ani, dar noi oricum vom continua să cerem constructorilor să construiască parcări supraetajate împreună cu blocurile locative pentru a preveni situații de supraaglomerație pe viitor. În centrul orașului, numărul de locuri de parcare va rămâne în continuare limitat, orice s-ar face, inclusiv dacă am face o parcare în Piața Mare a Adunării Naționale. Avem pe ordinea de zi la Consiliu chiar acum pentru ședința aceasta, sperăm să vedem, sau să vedem dacă trece, sunt o serie de obiecții. Însă chiar și cu această construcție, chiar și cu alte construcții, n-au cum să încapă 250.000 de mașini cât avem în Chișinău, să încapă toate în centrul orașului. În centrul orașului, de obicei, se vine ținând cont că este greu să lași mașina și se lasă la o anumită distanță, pe străzi secundare, la o anumită distanță. Te-am vorbit asta despre este parcarea subterană din Piața Mare a Adunării Naționale, că va fi începută odată cu începerea construcției. Doar dacă se aprobă în Consiliu, deocamdată nu, doar dacă se aprobă Consiliu. Până la aprobare în Consiliu nu putem vorbi despre acest lucru. O altă întrebare curioasă din partea telespectatorilor ține de directorul de la Iar centrul Chișinăului trebuie să devină din ce în ce mai pietonal. Asta este regula de asemenea europeană. Dacă reușim, vorbim și despre ale oamenilor buni. Da. Doream să ne spunem cum vă explicați un salariu de 28.000 de lei la directorul de la Termocom, având în vedere că este o instituție... Nu doar la Termocom, toate regiile mari din Chișinău și toate regiile mari din Republică, dacă mai sunt mari, în baza legii, directorii sau în special cei care au funcții înalte din întreprinderile respective au asemenea salarii mari. Nu odată m-am expus împotriva acestor salarii, pentru asta este nevoie să fie modificată legislația, pentru că acolo salariul este în funcție de numărul de angajat, în funcție de o serie de alte criterii stabilite de lege încă prin anii 90 sau încă din perioada sovietică. Legislația aceasta așa și nu a fost modificată și de aici și toate celelalte lucruri. Am avut anul trecut în perioada... Consider că n-ar trebui să depășească 10.000 de lei salariul la aceste întreprinderi, chiar dacă vorbim despre responsabilități mari, într-adevăr, întreprinderi cu mulți oameni, cu probleme esențiale de rezolvat pentru un oraș, cum este căldura sau apa sau altceva. Anul trecut, în perioada caldă a anului, am avut, cel puțin în weekend, un spațiu pietonal aici, în centrul Chișinăului. Vom avea și în acest an, și mai mult decât atât, despre alea oamenilor buni, despre strada pietonală de Ordița. Ce se aude? Am tot așteptat anul trecut, am avut câteva termene care au fost depășite. Termenele respective au fost greșit estimate, au fost vehiculate și la ședința primăriei. Din start am spus că nu era real ca anul trecut în 2-3 luni să fie rezolvat. Bine, în primul rând, conceptul de anul trecut și cel de anul acesta deja sunt două concepte diferite. Este ceva mult mai profund ceea ce se face acum. Inițial, canalizarea pluvială nici nu era prevăzută în proiect, acum mai există. Inițial era vorba de o suprafață sau de o lungime mai mică, acum este o lungime mai mare, cred că dublu față de cât a fost inițial. Și o serie de alte lucruri noi care au fost incluse pe parcurs în proiect. De aceea nu neapărat durata este cel mai important lucru în cazul acestui proiect, ci ce vom avea în final și cum va servi acest proiect Chișinăului în următorii 50-100 de ani. Când vom mai încercăm să facem lucrurile mai temeinic. Dacă e posibil să ne acesta, spuneți în anul acesta un nou termen. Anul acesta îl finalizăm. Cred că până în perioada caldă anului se va finaliza. Perioada caldă anului începe. Bine. Și... Noi urmărim acum ca etapă cu etapă lucrurile. Este primul proiect de acest gen în Chișinău. Am putea face și altfel. Am putea da termene limită și mort copt să fie rezolvate lucrurile până în acel termen limită. Dar experiența a arătat când s-a făcut așa ceva, că am avut probleme după aceea de calitate, am avut probleme în general de finalizare a lucrărilor și de corespundere a proiectului finalizat cu ceea ce s-a dorit inițial și cu ce așteaptă oamenii. Mai bine o luăm pas cu pas și sper să ne înțeleagă oamenii că întârzierile sunt obiective. La Aleco Rousseau au fost legate de necesitatea de lucrări de reproiectare. A trebuit să reproiectăm o serie de intersecții, o serie de lucruri care nu erau prevăzute și nu aveam de unde să le știm, cum a fost cu rețelele subterane, care nici nu erau pe nicio hartă, nu erau pe niciun document. Domnule primar, o ultimă întrebare. Vreau să ne spuneți laconic și să argumentați laconic. Veți candida pentru un nou mandat? De ce? Cred că lucrurile sunt firești. Eu îmi doresc, împreună cu colegii, cu echipa la primărie și din Consiliu, doresc să continuăm proiectele de modernizare a Chișinăului, de aliniere a Chișinăului la standardele europene. Este un proces complicat de durată. Este un proces care implică și resurse financiare, și resurse umane, și resurse materiale. Suntem în plin proces în acest sens.
Și nu cred că lucrurile ar trebui lăsate la jumătate. Dar depinde de voința și încrederea cetățenilor, a locuitorilor Chișinăului. Voi rămâne la primărie atâta timp cât oamenii au încredere și susținere față de ceea ce facem. Din acest punct de vedere, evident, pentru mine și pentru colegii reprezintă o prioritate să ne continuăm activitatea la primărie și după anul 2015, în așa fel încât să vedem că lucrurile sunt puse pe roate în toate domeniile. Și atunci mai vedem. Noi am avut foarte multe întrebări, atât pe pagina de Facebook a Orei Expertizei, cât și pe jurnal.md. Din păcate, nu le putem răspunde astăzi pe toate. Poate încercăm să vi le transmitem și să răspundeți într-o altă formă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm în studioul, în platoul Orei Expertizei. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem și mâine la aceeași oră. În continuare, rămâneți cu Jurnalul Extern. Toate bune!